Mănăstirea Secu din județul Neamț și-a serbat astăzi hramul Tăierea Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Cu această ocazie, numeroși credincioși din toată țara au participat la Sfânta Liturghie oficiată de Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Din sobor au făcut parte profesori de teologie, stareți de la mănăstirile din eparhie și preoți de la parohiile din apropiere. Ierarhul l-a hirotesit arhidiacon pe ierodiaconul Gherasim Cozaciuc de la Mănăstirea Secu și a vorbit credincioșilor despre pocăință și recunoașterea păcatelor proprii. De-a lungul mărturisirii sale, Sfântul Ioan Botezătorul ne-a lăsat mai multe cuvinte prin intermediul cărora putem înțelege și rostul vieții noastre, problemele cu care ne confruntăm, viața pe care o trăim. Dintre toate cuvintele sale, cel mai cunoscut, cel mai greu de asumat și împlinit și în același timp cel mai necesar pentru viață este cuvântul pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Acest cuvânt îl găsim, îl descoperim în dumnezeiasca Scriptură de la un capăt până la celălalt în mărturisirea sfinților părinți de altădată și în mărturia și în demnul pe care îl fac și astăzi părinții care încearcă să ne conducă pe calea mântuirii către Dumnezeu. Căci pocăința este o stare, este un cuget, este un duh, este un diamant cu nenumărate fațete, de care cu cât mai mult te apropii, cu atât îl descoperi ca fiind mai adânc, mai tainic, mai dătător de esență, de adâncime, de cuprindere. Cine zice că păcat nu are, mincinos este și adevărul nu este întru el, glăsuiește Scriptura. Și aceasta pentru că unul este Sfânt, unul Domn, Iisus Hristos. Omul de-ar trăi foarte puțin nu poate scăpa de această urgie a păcatului. Pocăința înseamnă așadar a recunoaște că este un păcat în tine. Credincioșii prezenți la Mănăstirea Secu s-au putut închina la racla cu moaștele Sfântului Ierarh Varlam, Mitropolitul Moldovei, care a fost așezată în aghiazmatarul din curtea mănăstirii.